să mulțumim Domnului pentru această întâlnire. Sper din toată inima să nu plecăm cu oarecare dificultate de înțelegere. Este unitate? Nu este unitate? Sau este dezbinare? Nu este dezbinare? Cred că Duhul Domnului ne poate ajuta să punem fiecare lucru la locul lui. Unitatea despre care a citit fratele meu Grosu la început, este făcută de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, plătită. Este unitatea prin Duhul Sfânt. Asta nu facem noi. A făcut-o Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, odată pentru totdeauna. Și toată și Scriptura, Efeseni, capitolul 4, sublinează foarte clar. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Unitatea asta nu poate distruge nimeni și nimic. Este unitatea făcută de Dumnezeu și ce face Dumnezeu este da și amin. Ce mărturisim noi în relațiile dintre noi, în părtășire dintre noi, acolo, da, acolo se poate constata lipsă de mărturisire a acestei unități. Unitatea pentru care s-a rugat Domnul în Ioan 17, aceea s-a împlinit la cincizecime. Mă rog ca ei să fie una. Ceea ce au mărturisit mai târziu, ucenicii. Ceea ce a existat mai departe, în toată istoria Bisericii, nu putem să spunem că este o mărturie a unității. Și faptul că acum creștinismul, ca să mare devenit, numără atâtea de denominațiuni, este clar că un rău vrăjmaș a intrat acolo, n-a distrus unitatea Bisericii Domnului Iisus, a distrus unitatea Bisericii devenită casă mare. Deci, haideți să punem lucrurile la locul lor. În ce privește situația de la noi, este, nu este dezbinare, din nou, prin Duhul Domnului trebuie să punem lucrurile la locul lor. Nu este dezbinare între copiii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu, toți, mărturisesc cu bucurie această relaționare. Deci nu există niciun fel de probleme. Sau dacă există probleme, acelea prin Duhul Sfânt se rezolvă în relațiile dintre copiii lui Dumnezeu. Și avem o mulțime de texte care ne spun cum să procedăm în relațiile dintre noi ca și copii ai lui Dumnezeu. Este dezbinare între copiii lui Dumnezeu? Nu. Dar între cei care s-au strecurat printre copiii lui Dumnezeu, aceștia, da, sunt niște exponenți ai dezbinării. Asta trebuie să o spunem. Între copiii lui Dumnezeu nu există dezbinare. Între copiii lui Dumnezeu și cei care s-au strecurat, vedem cu ochii liberi, fără nicio dificultate, că se proclamă rupe, dezbinare. Este evident lucrul ăsta. Și n-are cum să-l contrazice. De aceea, am spus-o și o spunem foarte clar. Față de adevăr nu există neutralitate. Pentru că există un segment între noi care zice noi suntem neutri. Noi nu suntem nici cu aia, nici cu aia. Față de adevăr, nu există neutralitate. Față de adevăr nu există două rate. Este o singură tabără. Este tabăra pentru adevăr. Tabăra împotriva adevărului, aceea este și vor fi multe. Multe tabere împotriva adevărului. De aceea, haideți să punem lucrurile la locul lor. Copiii lui Dumnezeu nu se dezbină. Pentru că sunt mădurare și fratele a subliniat. Sunt în mădurare. Noi nu sunt doar eu mădurare din Duhul Domnului Hristos. Dacă un om în nebunia lui își tare cu mădurare, capul lui a luat-o la asta și se întâmplă așa. Sunt unii care s-au comutinează. Nu, așa ceva nu este în trupul Domnului Iisus Hristos. Nu există mădurare slujesc
unii altora, este slujire. Cei care nu sunt mădurare, aceia pot crea dezbinări. Și de aceea Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Depărtați-vă! Depărtați-vă de cei care sunt promotorii dezbinării. Și revin din nou ca să tragem linie. Care este soluția în asemenea situație? Păi nu e nimic nou. Soluția s-a spus și s-a repetat. Înapoi la cuvânt, aveam un frate bătrân la Pitești care spunea înapoi la Evanghelie. Înapoi la cuvânt. Nu există soluții miraculoase. Nu există soluții miraculoase. Și dacă vrem o soluție de apropiare între noi, aceasta este soluția. Să rămânem la cuvânt. Și cuvântul ne va uni. Și cuvântul ne va aduce lumină. Și cuvântul ne va da adevăr. Nu vom avea altă. Altă soluție nu există. Cuvântul ne va ajuta să ne mocăim. Și dacă avem probleme să recunoaștem anumite lucruri, zice cuvântul că unii pe alții ne putem ajuta unii pe alții. Dacă vedem probleme de relaționare între noi, și s-a amintit slujba de presbiter, slujba de păstori, este un dar duhovnicesc, este un dar, Scriptura vorbește de darul de Duhului Sfânt și este și darul gânduirii. Și una din slujirile cele mai dificile în această păstorire este disciplinarea și știm foarte bine lucrul acesta și din pricina aceasta mărturisim, așa cum au făcut-o și frații. Au avut o mare problemă și trebuie să o recunoaștem. Ca presbiteri, ca păstori, așezați peste turma Domnului Iisus, nu ne-am întâlnit datoria aceasta. Și când ar fi trebuit să punem deoparte pe unul care aducea dezbinarea, am zis, hai să-l iubim. Și nu odată, nu de două ori, nu de trei ori, dar am făcut-o la infinit. Și asta n-a mai fost dragoste. Asta a fost slăbiciune și asta a fost păcat. Scriptura ne spunea clar, depărtați-vă. Și ne-am zis, hai să-l iubim. Și am păcătuit. Și am greșit. Da? Deci, trebuie să mărturisim, așa ne spune cuvântul. Pot fi și alte lucruri, și în viața mea, și în viața oricărui presbiter. Și suntem datori, unii față de alții, să ne atenționăm. Și dacă am greșit și nu ne dăm seama ca presbiteri, un frate vine și spune, mă frate, scrie, uite, aici e o problemă. Dar nu m-am putut general, ați greșit și unii și alții. Asta nu ne ajută cu nimic. Asta nu ne ajută cu nimic. Da, am greșit că nu ne-am împlinit slujba pastorală în privința disciplinării și fratele Petrică Tușu a spus foarte bine, David nu și-a împlinit datoria de părinte care disciplinează pe Absalom și Scriptura spune în mod explicit și atunci Dumnezeu a îngăduit ca David însuși să fie disciplinat dintr-o atitudine a lui Absalom, care n-a fost pedepsit la vremea lui de tătipul lui. Se poate și așa. Se poate și așa. Slujba aceasta reveni. Care e soluția? Soluția este la cuvântul. Cuvântul ne dă lumină. Dacă înstrângem pe noastre frățești, vom rămâne la cuvântul lui Dumnezeu, am convingerea că dacă noi vom fi ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna rămâne credincioși și El își va face partea Lui. Când noi vom asculta de glasul Lui, cu siguranță că Dumnezeu își va face partea Lui. Domnul să ne ajute și de fiecare, din orice oferim, din orice adunare, Domnul să ne ajute și să putem împlini aceste preocupări fundamentale a unei biserici locale. Le-am spus, le repet. Învățătura apostolilor, lucrătura frățească, frângerea pâinii și rugăciunii. O soluție practică pe care fratele a spus-o și mi se pare un lucru concret care s-a amintit aici, dacă printre noi vor fi frați disponibili luni, de la 5 la 6, să ne întâlnim în rugăciune în ceas, cred, am convingerea ne poate fi de folos. Sigur, cine poate? Nu putem stabili reguli. Luni de la 5 la 6, cred că suntem în asentimentul tuturor celor care sunt de acord cu lucrul ăsta, să ne întâlnim în rugăciune. O dată pe săptămână, acolo unde suntem. Acolo unde suntem.
zombi, acolo unde suntem, suntem vindecați. Dar luna, o dată pe săptămână, de un ceas de la 5 la 6 dimineața, să fim împreună, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și să stăruim Domnului, să ne dea mâna, să ne dea lumină, să ne dea adevăr în adunarea locală și în frățietatea noastră. Și cred, repet, în momentul în care noi vom fi credincioși, Dumnezeu totdeauna este credincios. Domnul să ne ajute la aceasta.